Cutele 3 la Rânca. Vin cu domnul David Soiu, facem o emisiune de oră. Bună seara, bine v-am găsit, astăzi spectator. Așa, Moș Crăciun. Stai că intrai în direct, stai. Cu prete d'albe, am sosit de prin nămeți, domnul Bergheretto cu telefonul la ureche. Ce n-ai mai, nu spuneți că intrăm în direct. Domnul Bergheretto, trebuie să vă dăm o fuzelă din asta, ca să audă și la dumneavoastră acolo, mai în fundul grădinii. Noi suntem între Moș Crăciun și Anul Nou, acum lumea mai mănâncă o sarmă, mai mănâncă o piftie. Vreau să facem noi o șmecherie. Nu stă toată ziua la telefon ca dumneavoastră cu telefoane, cu asta altă. Gata, s-a terminat campania electorală. De ce mai sunteți așa agitat în continuare? Nu, dragul meu, vreau să... Sau nu urmați sfatul acelui celebru senator care vă recomanda niște distonocal, mai chill. Păi am luat. Ne-am recuit acum, gata. Ne-a dat și a plecat. Cum vedeți, domnul Belgher, traseul nostru al Gorjului în anul 2017? Cum se va contura, totuși ținând seama de pietrele de moară, de buturgile, ca să spun așa, care le avem legate de picioare din anul 2016? Nu din 2016. Din ultimii 26 de ani. Din 89. Da, tot sunt. Ce se întâmplă? Iată că îmi pare foarte rău că spun un lucru, începem emisiunea cu o problemă negativă. Și bine că n-am început cu o problemă pozitivă. Ce să facem? Trebuie să le spunem. Că dacă nu le spunem noi, corect, alții văd că nu le spun. E păcat că nu le spun. La Țicleni, la petrol. Iată că se dau, începând cu 1 ianuarie, 235 de muncitori afară. Deci se vor face 235 de disponibilizări? Exact. Ei sunt probabil unici întreținători de familie. Exact. Dar nimeni nu spune nimic. Dar, mai mult decât atât, culmea, se dau doar muncitori. Din personalul TESA, nu îndrăznesc să-i dea afară. Cum să îndrăznească să-i dea afară? Și culmea că cei din personalul TESA e cei mai buni, cele mai mari salarii din personalul TESA. Deci consider că un inginer la petrol ia bani mulți. Dar oamenii aceia care sunt pe lista disponibilizări, ce vor face? Adică îi se dau măsuri compensatorii, nu știu, 5 salarii? Da, o să le dea măsuri compensatorii. Dar nu îi bucură ce înseamnă asta. Vreau să spun, ce înseamnă măsuri compensatorii? Jur de 30-40 de mii de lei, cred. Dar problema e că ăștia, banii ăștia, 30-40 de mii de lei, îi cheltuie în 4-5 luni de zile să maxim, duc. Maxim, da. Da. Ce fac ei de aici încolo? Ei, sunt convins că ei nu se bucură, pentru că am fost în zona acolo, inclusiv la Câmpul Mare. Ei nu se bucură de salariile astea compensatorii sub nicio formă. Ei își doresc să-și țină serviciu. Și mai e o chestie foarte gravă, foarte gravă, pe care trebuie să o spun, toți muncitorii știu lucrul ăsta, în zona Călugăreasa, Albenii, Zorlești, a început să se crape casele. Unii spun chipurile că din cauza terenului, nu. Și ce se întâmplă? Poate mă aude cineva. S-a extras țiței, fantastic de mult țiței, însă nu s-a mai introdus la loc apă cu sare să compenseze acea cantitate de petrol extrasă. Și e normal că, rămânând acele găuri în subsol, e normal că fuge pământul. Deci nimeni nu spune lucrurile astea. Și o să ne întâlnim cu fenomene de genul probabil în următorii ani. Groaznici o să fie. Că băieții au sustras tot ce au luat, au extras. N-au sustras. Au exploatat. Foarte mult. Foarte mulți țiței din țara noastră. Și păcat că cei care ne-au vândut țara, i-am ales din nou, din păcate. Vă spun, toți cei care au făcut gestul ăsta și n-ați analizat omul pe care l-ați votat, o să vedeți că Bunul Dumnezeu nu ne va ierta. Cu siguranță, pentru că noi nu o să lăsăm la copiii noștri absolut nimic. Sincer vă spun. Nu exagerez cu nimic, peste 60% din țara asta sunt oameni săraci. Zic 45-50% sunt sub limita sărăciei. Credeți-mă, și din ce în ce avansează flagelul ăsta, dar nimeni nu e nicio măsură.
toți se bat. Mă doare sufletul când văd la televizor, frații mei, când văd la televizor, cine își bate, cine își dă cu pumnul în piept, toți cei care sunt condamnați. Spun că vor schimba țara. De 27 de ani spun lucrul ăsta. Și noi credem de 27 de ani același lucru. Am văzut pe Adrian Năstase lecții de moralitate la televizor. Doamne, să mă ierte bunul Dumnezeu că suntem în Sfintele Sărbători. Păi tu care ai vândut țara asta, mai ieși la televizor să spui că ce trebuie să facem noi? Doamne Dumnezeule! E strigător la cer. Ați uitat declarațiile pe care le-a făcut Sorin Ovidiu Vântu într-una din confesiunile sale publice pe pagina de Facebook, în care spunea că dacă ar afla societatea sau justiția tot ce a făcut el cu adevărat, ar sta 2-3 vieți după gratii. Exact. Dar nu le-a făcut singur. Le-a făcut în cărdășie cu factorul politic. Dar, încă o dată, îmi cer iertare la cei care se simt lezați. Dar și dumneavoastră, cei care ați participat la acest jaf național, nu veți avea un viitor tocmai pozitiv. Tocmai un viitor bun. Pentru că deja încep, simt că masele și prostimea începe să deștepte. Vă spun, văd pe Facebook ăsta ce se întâmplă. Și eu am spus-o de foarte mult. Dumneavoastră vorbiți serios acum sau o faceți în spirit de glumă? Eu am crezut că o faceți în spirit de glumă. Nu. Văd niște lucruri. Care? Spuneți-ne și nouă. Văd niște îndemnuri ale unor tineri. Ceea ce care? Unde au fost tinerii și pe 5 iunie și pe 11 decembrie, acum câteva luni? Au fost în vacanță. Și pe 5 și pe 11, da. Da, da. Și crezi că acum au apărut câțiva hipster care au făcut Leo, apeluri din astea și au dat like-uri între ei, înseamnă o mobilizare Leo, civică? Nu, Leo, ți-au ce aminte că am spus, o spun cu cea mai mare responsabilitate. Tinerii din ziua de azi îi consider trădători de țară, eu personal. Pentru că e vorba, e dur, dar e vorba de viitorul lor și am spus-o cu ani în urmă că vom fi omorâți în casă de către tâlhari și nu m-a crezut nimeni, iată ce se întâmplă. Sincer, iată ce se întâmplă. Pentru că tineretul din ziua de azi nu mai lucrează. Mai sunt ăștia de vârsta a doua, a treia, care cât o mai rezista, care m-au pensii. Tineretul, în momentul când nu o să mai aibă de unde bunica lua bani, și tăticul, da, să duc peste ei în casă, băieții. Păi voi ați fost toată la conducerea țării, da? Câți bani ai tu pensie? Păi am 200 de milioane. Ia dă-ne și nouă 150. Nu? Dacă nu îți reglează mersul. Am spus-o și o spun cu cea mai mare credință bunul Dumnezeu, că asta se va întâmpla. Nimeni nu va fi siguranță în țara asta în condițiile în care nu se dă mâncare la cei săraci. Sau locul de muncă. Fasolea cu ciolan, n-aveți dreptate. Deci, fasolea cu ciolan, o țuică fiertă, da, un vin fiert. Fasolea cu ciolan nu ține de foame 4 ani. Ține de foame doar 2-3 ore. Atât. V-am spus-o și o repet. Treaba dumneavoastră. Deci o să vină timpuri groaznice, vă spun din sufletul meu. Pentru mine vă spun, nu sunt sărbători. Asta nu sunt sărbători. Sărbătorile erau, și vedeți, de ani în urmă, cu ani în urmă, nu mai poți să te bucuri de sărbătorile astea, de Crăciun, de Revelion. Dacă ai bun simț și caracter și credință în Bunul Dumnezeu, în momentul când tu ai tot ce trebuie, eu am, mulțumesc Bunul Dumnezeu, am tot ce trebuie, dar când masa cealaltă, semenii tăi, n-au ce mânca și n-au ce pune pe masă, cum să te simți tu să, cum să spun, să ai bucuria asta a sărbătorilor în suflet. Nu poți. Nu poți. Pentru nimic în lumea nu poți. Dacă eu m-aș târâ pe pământ și n-aș suferi atât de mult, dacă aș vedea țara asta că trăiește bine. Sub jurământ, vă spun că suntem în ajunul sărbătorilor. Deci, n-aș suferi atât de mult dacă aș vedea țara că într-adevăr trăiește bine, oamenii sunt bucuroși, copiii nu suferă. Deci au tot ce le trebuie. Atunci m-aș bucura din suflet. Dar până atunci, eu când văd pe Facebook-ul ăsta, când postați, vai de mine, ce bunătăți aveți acasă, ce cărnuri aveți acasă, și alții zic, vai de mama lor, pentru că dumneavoastră, cei care postați, ați beneficiat de niște facilități.
Ați avut niște oameni angajați sus puși pe la stat, v-a mai ajutat, dar pe amărâția ce se ajute? Nimeni. Nimeni. Înțelegeți? Asta e problema dureroasă. Asta... Poate Dumnezeu ne va judeca pe toți odată și odată. Deci, mă doare sufletul. Încă o dată, mă repet, nu mai postați ceea ce aveți dumneavoastră, că aveți brad și multe jucării sub brad. Dar nu vă gândiți că poate unii copii la să uite la dumneavoastră și plâng. Plâng când văd câte bogății aveți dumneavoastră și ei n-au o bombonică. O bombonică de sărbătorile astea. V-ați gândit vreodată? Nu v-ați gândit. Cu siguranță nu. Asta e. Apropo de acest apel dramatic din punct de vedere al existenței pe care l-ați făcut dumneavoastră, am primit și un mesaj de la colegul nostru de presă, Narcis Daju, Leo și Leo, doi patrioți adevărați, sănătate și putere de luptă. Aș fi curios ce înseamnă, cum mulțumim, ai definește societatea. Mulțumim, Narcis Daju, săracul face parte tot din grupul nostru de patrioți. Ce înseamnă patriot adevărat? Cum mai identifică societatea civilă un patriot adevărat în condițiile în care minciuna e luată drept adevăr și adevărul drept minciună? Ce rost mai are o luptă din asta cu morile de vânt? Nu știu, am ajuns să mă întreb în situația asta. În momentul în care spui adevărul în repetate rânduri, justiția ți-l confirmă. Corect. Iar ulterior, când e vorba de validare electorală prin aport civic, nu participă nimeni și îți râde în față. De ce, dacă se mai merită lupta asta, cel puțin eu îmi pun întrebările astea la modul retoric deocamdată. Te rog. Leo, și mi-ar place să intre și colegul nostru Narcis Daju pe telefon să ne explice și punctul lui de vedere vis-a-vis de investigațiile duse din punct de vedere al omului de presă și impactul public și dacă va mai iniția și va proceda la astfel de demersuri și în 2017 și ce impact așteaptă din partea societății. Dar uite la Narcis Daju, câtă luptă a dus omenașul ăsta de unul singur, câtă luptă cu tot județul ăsta, câtă luptă? Nu cu județul, a dus cu reprezentanții de vârf ai castei politice care a generat toate veniturile doar pentru grupul în care au făcut ei parte. Categoric. Și cât a fost târât cu procese. Deci, păi nimeni... și lupta asta încă o dată. Eu vorbesc din punct de vedere al efectului unei lupte pe care o duci. Care a fost impactul, acest spui tu, la ce spun eu, la ce spune Narcis Daju, la ce spune noi la Tele3? Nimic, nu ne-a luat și nimeni atunci, serios. Și atunci, în momentul în care nu ne-a luat nimeni serios, ce trebuie să nimeni. Faci? Nimeni. Nu știu. Efectiv, nu știu, dar încă o dată, ne luptăm pentru siguranța noastră. Nu vom mai fi siguranță. Vă jur că nu vom mai fi siguranță. Și dumneavoastră, cei care conduceți, care faceți parte din... Domnul Belgher, vă aflați într-o gravă dilemă copiii morală. Copiii dumneavoastră nu vor mai fi siguranță. Oamenii ăștia au niște sume fabuloase, puneți-le deoparte. Au venituri extraordinar de mari din punct de vedere al pensiilor. Poți să trăiască oriunde în lumea asta. Eu zic să nu mai aduceți grijă pe ei, îi doare în bască, secunda doi abandonează județul și Târgu Jiu și pleacă și trăiesc fericiți oriunde vor în lumea asta. Eu zic că v-a fost într-o gravă eroare cu ceea crezi ce spuneți. Crezi că nu vor fi găsiți oriunde? Unde? Cine se duce? Se duce băiatul și stă în Paris sau se duce și stă să mută în Milano sau să mută, nu știu, în Las Vegas sau în Miami. Cine mai vine din ăștia care au fost disponibilizați și dat afară cu toți? Uite, durerea... Te duci tu să duci cei care... Durerea măcar mea mare, știi care? Știi care? Că toți cei care lucrează la stat și cei care lucrează în conducerea județului la stat, toți copiii lor lucrează, într-adevăr, la stat și toate rudele lor. Deci, restul să se descurce, tată, să ducă prin străinătate, să-i chinuie aia pe acolo, să trimeată bani în țară. Ei, deci gloata asta, stau pe banii amărâților lor, pe impozitele lor și pe impozitele privaților. Bă, frate, când aud că mărim salariile de la 1 ianuarie, fraților, uitați-vă la Belgier. Poate... Mă blamați. Ce caută ăsta? Poate ce pregătire asta are ăsta? Gândesc. În momentul când de la 1 ianuarie se vor mări salariile, privatul trebuie să dea mult mai mulți bani la stat pentru fiecare angajat. Veți vedea câți vor pleca acasă. Veți vedea câți vor închide afacerile lor de subzistență afacerile. Care le au, să nu uităm. Afacere de și să luați în calcul o variantă financiară care e indisolubil legată de această măsură de mărirea salariului minim pe economie. În momentul în care se mărește salariul minim pe economie, implicit crește punctul de amendă. În secunda 2 cresc taxele și impozitele. Deci, uite benzina, uite combustibil. E o pierdere, practic. Categoric. Există supraaccizarea carburanților. Categoric. Și merg mână în mână. Se mărește salariul minim pe economie, se mărește pe partea cealaltă, celelalte taxe și impozite. Dragul deci oamenii pierd, nu câștigă. Asta au votat. Mărirea tuturor taxelor. Că, Doamne, mie vine să luăm un telefon, Leo. Alo, bună seara.
Alo, bună seara. Seara. Aș vrea să întreb pe domnul Berger la ce partid este și ce face primarul de la Drăguțești, care a împărțit cadouri la copii. Ce cadou s-au împărțit? Că a fost alocat bani de la primărie și nu a făcut nimic pentru noi. Stați puțin, nu știu dacă e un lucru rău că a împărțit cadouri. E un lucru bun că a împărțit cadouri, pentru că copiii că sunt din banii dumneavoastră aceste cadouri. Sunt din impozitul plătit de dumneavoastră cadourile astea. Și ce a făcut pentru sătenii din comuna Drăguțești? Păi asta să-l întrebați pe domnul primar, nu exact. Pe noi, că avem noi de unde să știm lucrurile astea. Păi ca să tot este la partidul dumneavoastră, ALDE sau la PNL sau nu, ce nu, eu sunt la PMP. Dacă dumneavoastră nu faceți diferența între ALDE, între PNL, PMP, e gravă situația. Eu sunt la PMP, doamnă scumpă. Și mă bucur că sunt în partea acest partid. Dacă doamna atacă de avalma fără măcar să asculte un punct de vedere. Vă rog, haideți să-i dăm posibilitatea să se exprime. Vă rog, doamna. Da, probabil asta a fost discuția. Da. Din fericire, știți cum sunt oamenii. Vin direcționații către un anumit traiect, da. Nu ascultă opinie critică, da, sau observație sau recomandare sau sugestie din stânga sau în dreapta, se duce, lovește cu bățul acolo, dar nu contează dacă e bine și rău ce face. Am rămas cu un gust amar, atât de amar, după alegerile astea parlamentare, de nu-ți imaginez. Și vreau să spun un lucru. Groparul PNL-ului în Gorj, suntem prieteni, dar în politică trebuie să spui adevărul. Așa am dorit eu și doresc din tot sufletul de la toți. Exact tot ceea ce simt despre un om. Groparul PNL-ului în Gorj a început cu Dian Popescu și după aceea a continuat cu domnul Vâlceanu. Păcat, păcat, păcat. Păcat, păcat, pentru că nu mai avem opoziție în Gorj. Păcat că ALDE e tot PSD. Am rămas PMP-ul ca opozant în Gorj. Mi s-a alăturat dezbaterii noastre domnul general Bartolomeu Constantin Săvoie. Bună seara, domnul general, bine ați venit. Alo, ne auziți? Da, bună seara, vă aud. Bună seara, bună seara, sunteți în direct, bine ați venit. Cum vedeți, domnul general, mișcările astea politico-tectonice de la București? Cu... Salut pe toți invitații dumneavoastră. Aproape unul, domnul general. Dar indiferent de ce partid ar fi, îi salut pe toți în Gorjene, în primul rând, și români. Da, eu cred, cinstit vorbind, că este o decizie chipzuită și președintele Iohannis a făcut ceea ce trebuia să facă și ceea ce are dreptul să facă. Din punct de vedere constituțional, domnia sa are dreptul. Dacă nu ar avea dreptul, nu ar făcea. Corect, corect. Bun. Foarte corect. De unde până unde acum... scoatem imediat amenințarea. Atenție că dacă nu a acceptat propunerea noastră, îl suspendăm. Nu, domnul Dragnea când exagerează și depășește orice limită. Confundă România cu Moșia de la Târgu Măgurele. Nu. Acum, vorba e următoare. Doamna Șaide nu este o persoană care se poate constata că este o femeie capabilă. Foarte bine, eu am multă sănătate și în continuare. Singurul lucru am și eu câteva așa puncte de ridicat. În primul rând suntem 30 de milioane de români, din care au mai rămas 18 milioane în România, pentru deja de la Revoluție au plecat 6 milioane. Eu îmi pun întrebarea. Din cele 18, hai, 20 de milioane de români, niciun român nu poate să fie, un român din PSD sau din ALDE, nu poate să fie capabil să fie prim-ministru decât o doamnă foarte onorabilă, foarte serioasă. Dar totuși, sunt mai 30.000 de turco-tătari în România. Dânsa este de religie musulmană. Noi suntem și vom rămâne deocamdată, poate în 20-30 de ani, 50 de ani ne vom schimba, suntem încă o țară de 2000 de ani de religie creștin-ortodoxă. Eu spun lucrul următor, cu tot respectul pentru toate religiile, eu cred că o țară cu o majoritate covârșitoare ortodoxă se pune un prim-ministru sau prim-ministru de religia țării care există. Eu am fost în Franța ani de zile în Occident și în țările lumii am 48 de ani de experiență internațională. Eu nu am avut până acum o țară musulmană să pună un prim-ministru creștin, ortodox sau catolic. Corect. Când o să fie mâine, da. Și nu va fi niciodată, în Turcia, care are 80 de milioane de locuitori și cu 300 de mii de cetățeni creștini,
nu susțin iaci, numai 3.000 au rămas greci, da, sunt ortodoxi, dar sunt 300.000 siriaci de, sau caldeeni, de religie greco-catolică sau ortodoxă. Când se pune un prim-ministru, o prim-ministră ortodoxă sau greco-catolică, am să fiu și eu de acord. Deci, hai să fim serioși, puiți-vă din cele 28 de țări ale Uniunii Europene, care sunt toate creștini. Deocamdată, o fiind țirei, dar se pare că vor fi tot islamizați, se poate. A? Poate dreptul a fost să se apără de domnul Dragnea, a avut o idee așa, zice, hai să începem noi cu România. Închipuiți dumneavoastră, din cei 28 de țări, toate sunt creștine, la o reuniune de prim-miniștri, care au anumite secrete, domnul Dragnea spune ceva că e o prostie. Zice, pe cum a fost ministrul dezvoltării și nu s-a opus. Da, domnule, dar primul ministru este membru al CSAT-ului. Primul ministru țării are pe biroul lui documentele serviciul de informații. Nu exact. Orice ministru. Primul ministru, da. Când este cu celelalte 27 de prim-miniștri europeni. Să nu uităm că actualmente suntem încă membru al NATO. Poate mâine PSD-ul va să ne scoate din NATO. Orice e posibil cu noi. Nu mai știu. Glumesc. Sper că nu. Închipuiți-vă dumneavoastră că Statele Unite cu care suntem aliați fac actualmente război și contra ISIS-ului, dar și contra lui Bashar al-Assad. E cum aceste secrete, care sunt totuși secrete de prim-miniștri sau de șef de state, vor fi puse în fața lui doamna așa ideea. O să zice, doamna prim-ministru a României, vreau să părăsim sala că avem secrete între noi. Hai să fim serioși. Adică este ceva care mintea umană nu poate să dea seama. Dânsul cât că a fost să facă o glumiță, să arate că este puternic, nu a reușit, cred că buna cuvință, dânsul au desuit peste de oameni capabili, bărbați și femei, să poate să ne propună un prim-ministru, alde sau din PSD, bărbat sau femeie. Asta este adevărul. Fără nici fel de supărare, rămânem încă în lume. Uitați-vă dumneavoastră, în Statele Unite sunt și acolo milioane de musulmani. S-a pus totuși un prim-ministru, ce? Creștin. Domnul Hussein Obama, Barack Obama Hussein, deși tatăl lui a fost adevărat kenian de origine etnie musulmană, este totuși creștin. Pare rău. Deci peste tot se face, noi am văzut să fim prima țară a lumii care arată că cu infimă minoritate punem un prim-ministru din această minoritate. Eu cred că a fost o greșeală a domnului Dragnea și s-o ar fi foarte mai bine sfătuit să prezinte o persoană de calitate și au destui în partid care să poată să fie mai prim-ministru în România. Avem nevoie de o persoană capabilă și care să fie de etnia covârșitoare majorități a poporului român, adică creștini. Ortodox, protestant, catolic, n-a importat, rămâne totuși de știu religie anul, creștină. Știu asta că, am să spun. În anul 2011 ați venit cu o delegație de investitori, dacă nu mă înșel, din Franța, Italia și Germania. Pe banii dumneavoastră, cu două microbuze de la București, ați adus aici și pe cei de la Fin Mecanica să facă acel aeroport despre care se tot vorbea la Stănești, dar ați întâmpinat probleme de la agricultorul ăsta, care a fost până mai de ună zi în fruntea județului, dar acum gata, sper că gorjenii s-au spălat pe mâini definitiv de el. L-am auzit inclusiv pe domnul Cârciumaru, dacă nu mă înșel, acum vreo 2 ani, că o să apeleze din nou la sprijinul dumneavoastră pentru a face acel aeroport cu Fin Mecanica la Stănești. Aveți în perioada următoare în vedere, având în vedere că vechii vechili, ca să le spun așa, nu mai sunt în momentul de față pe funcții, îl cunoașteți pe Cosmin Popescu, veți lua tratativele pentru a aduce investitorii în județul Gorj sau din potrivă, nu știu. Nu cred. Eu cred că nu mai este de actualitate. Chiar fostul prim-ministru domnul Ponta spunea că într-adevăr ea nevoie de un aeroport, dar domnia sa... Dar asta l-ați adus pe tavă totul aici. La un heliport. Deci mi se părea nu exagerat. Acum, între timp am mai discutat cu multe persoane. Din păcate, nu știu dacă ar fi într-adevăr din punct de vedere acum al câștig economic un aeroport. E o mare problemă. O mare problemă pentru că să vii cu 4 ore de la București la Târgu Jiu, din păcate rămânem o enclavă din unde geografic și îmi pare foarte rău. Acum da, se poate spune, domne, veniți la Craiova, dar de la Craiova până ieși din aeroport, până mai ieși după aceea mașina, faci încă o oră și ceva, o jumătate. Da. Nu știu, sincer să vă spun, ar fi fost o posibilitate atunci, dar acum timpul a trecut,
lucrurile s-au schimbat, asta, nu știu. Să știe și telespectatorii noștri că acel agricultor s-a opus la toate inițiativele de dezvoltare ale județului Gorj, pentru că datorită faptului că ar fi avut diverse slujbași din ăștia care luau doar scamele de pe costumele de acolo, a avut impresia că ești de un mic zeu. Până când da. Am fost noi cei câțiva o mână de oameni de impresie care l-am trezit la realitate. Știți ce îmi pare foarte rău? Domnul Crăciumanu, care a făcut totuși 3-4 mandate, putea să facă al 5-lea mandat, a început pe al 5-lea mandat deja, se putea face totuși o operație extraordinară. Și atunci a fost un mare succes, Gorjul, capitală internațională, Brâncuș. Pentru că, pare rău, această faimoasă coloana Brâncuș, de jur împrejur, se putea face un complex muzeal. Aici puteau să face ceva și erau fonduri europene. Un complex muzeal, se putea face un concurs aproape anual, un concurs internațional Brâncuș. Se putea, să fim sinceri, era o găină cu croșca cu ouăle de aur. Să ai pe Brâncuș în mână, să ai această... Oameni vin din Japonia, vin din țara, din America, vin de unde vrei. Vin acolo, văd coloana, stai domnule, vreau să mai stau și o noapte, două, să fac o excursie. Se putea câștiga enorm. Nu înțeleg de ce dânsul nu a avut timp de 4 mandature și cu a 5-a, având bani europeni, se putea face ceva. Exact. Nu s-a lăsat această oportunitate extraordinară. Toată logistica, sistemul a venit, complex, domnul Săvoiu, către ei. Da, pare foarte rău. N-a avut niciun fel de... Deci domnul Săvoiu a venit cu toată logistica sistemului către, inclusiv pe fonduri europene, iată. Iar ăștia au fost de opacitate și de obtuzitate rantă, să folosesc un eufemism. Poate aud și cei care au avut obloane la urechi. Asta mă chinui să le arăt și la urechi. Asta le spune și domnul general de atâția ani de zile, dar nu vedeți că... Mi-e teamă acum că această guvernare care, știți, poziția mea sunt și voi rămâne toată viața un om de dreapta și eu și toată familia mea. Îmi pare rău, dar acest 4 ani de guvernare cu mama mea socialistă domnul e general, puțin contra istoriei. Uitați-vă voastră, vor fi dezastroși. Ne apropiem de pauza publicitară. Domnul general, un mesaj domnul pentru gorjenii noștri, vă rog. Da? Domnul Trump e de dreapta. Anul viitor, adică într-o lună, în 2017, Franța va câștiga dreapta. Domnul general, ne apropiem cu pazii repede de pauza publicitară. Un mesaj pentru gorjenii dumneavoastră și pentru gorjenii noștri până la urmă. Gorjenii noștri, mesajul următor. Vă să spun, stimați concetățeni, din tot sufletul vă adresez o urare de sănătate și putere. Sper că cei 4 ani de zile să vă găsi forțe puternice în Gorj, să ridice totuși făclia dreptei, unei drepte naționale, patriotice, și care să facă ceva din economia Gorjului, pentru că, din păcate, cel mai frumos cu județ al României. Pentru mine e cel mai frumos. Toate sunt frumoase, dar județul nostru rămâne într-o recesiune economică puternică și guvernarea socialistă, care a fost până acum și va continua încă 4 ani de zile, mi-e teamă că îl va duce într-un impas. Încă o dată, să avem totuși credința cu Dumnezeu înainte și trească Gorjul, trească Oltenia, trească România. La mulți ani, domn general, la mulți ani. Mulțumim pentru interes. Să trăiți dumneavoastră 110 ani, aveți voi mai puțin. Mulțumim, da? Mulțumim pentru interesele noastre telefonică, luăm publicitate și revenim. Publicitate și revenim. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești.
Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM ProfiQuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servici și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM ProfiQuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SECE Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SECE Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1. Telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Cât timp se descompune gunoiul? Sacoșe de cadou din hârtie, între 2 și 5 luni. Coaja de portocală, 6 luni. Pachetul de lapte timp de 5 ani. Pungi de plastic, între 15 și 1000 de ani. Conserve din aluminiu, între 80 și 100 de ani. Obiectele din sticlă și din plastic, niciodată.
Aruncate la întâmplare, aceste deșeuri pot fi înghițite de animale, provocând moartea acestora, poluează grav mediul și duc la creșterea cantității de gunoi depozitate la rampa ecologică, umplerea lor rapidă și implicit crearea unora noi. Vrei ca Pământul să arate astfel în viitor? Vrei să lași asta copiilor tăi? E simplu, colectează separat. Am revenit, stimați spectatori, la retrospectivul anului 2016, care este tic-tac, tic-tac, pe ultima sută de metri, aproape de a se încheia totul, și încercăm să facem proiecții ale expectativelor, ale speranțelor noastre pentru anul 2017, dar având în vedere că primim greu asta moștenire din 2016 și cum a corectat colegul meu de platou, Leo Belgher, într-adevăr este greu să avem aspirații prea înalte, pentru că de aripile noastre de fluture a târnă niște bocanci, ca să spun așa, de penitenciar. Ai văzut, fii atent, încă o dată, dragii mei, pe mine nu m-a crezut până acum. Iată un general, un om de mare caracter, de mare valoare. Vorbim de consilierul președintelui Franței, Jacques Chirac, care a fost. Exact. Nimeni din presa gorjeană, nimeni, n-a spus că acest om, acest domn general, a venit cu două microbuze de investitori să facă aeroportul la Stănești. Nimeni n-a spus nimic. Iată că acest om a vrut să facă ceva pentru Gorj. În 2011. În 2011. Plus 500 de milioane bani europeni să facă un complex. Jumătate de miliard de euro aproape. Aproape jumătate de miliard de euro. 14.000 de locuri de muncă creat la nivelul Târgu Jiului. Da? Să facă un hotel, să facă un complex Constantin Brâncuș, să aducă străini să viziteze Gorjul, pentru că e un brand, Constantin Brâncuș e un brand. Și nimeni fantastic. N-a vorbit nimic despre aceste inițiative, nimeni făcute pe banii personale ai dânsului, nu pe bani publici. Deci, stătea agricultorul ăla, deci mă doare capul când nu-mi amintesc de asta. Corect. 20 de ani ăsta a stat în fruntea județului Gorj. Da. De domnul profesor Marcel Romanescu alături de noi. Alo, bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bună seara, bună seara domnul Marcel. Domnule Marcel Romanescu, ați avut în anul 2008, ați avut șansa la mustață, dacă erați un pic ajutat, să luați mandatul deputat în fața lui Victor Ponta. Știi că Victor Ponta a fost ajutat de o armată de oameni, mă refer și la primarul Florin Cârciumaru, plus formațiunea foarte solidă din care face parte. Iar dumneavoastră, cât ați avut? Două sau trei corturi în Târgu Jiu, ați dat aproape 32%. Am o mare dezamăgire și sincer să vă spun, vă urmăresc de la început, pentru că în această perioadă de sărbători am urmărit foarte puțină politică. Chiar anul acesta pentru mine, cum să vă spun, au fost atât de multe evenimente și îmi doream să stau acasă, acolo la țară, la Rugi, și departe puțin de ceea ce înseamnă viața politică. Însă nu pot, v-am văzut la televizor și vă respect în mod deosebit. Domnul Belgher și știe că sunt cumva un fan prin fetița mea și prin familia mea al emisiunilor de folclor pe care le face la postul noastră de televiziune. Vă mulțumesc, domnul Marcel, vă mulțumesc. Și văzându-vă astăzi, chiar am rămas în fața televizorului ca simplu telespectator și ascultam pe toți cei care au intrat în direct. Cât vă mai trebuia, domnul Marcel Romanescu, cât vă mai trebuia atunci la procente ca să nu mai... 264 de voturi, de fapt, a avut Victor Ponta peste 200... cele 50% din procente la un 25.000 de oameni prezenți. Și dezavantajul este legat nu neapărat de faptul că Victor Ponta și-a obținut mandatul la acel moment, ci este determinată de faptul că nu întotdeauna cei de lângă tine întotdeauna știu și ca și domnul Belgher ne cunoaștem foarte bine adversarii politici, pentru că nu vorbim de dușmănie, vorbim de adversari politici. Categoric. Problema cea mai mare și durerea cea mai mare o ai când ai tăi de lângă tine, ai tăi din propriul tău partid, nu fac ceea ce depinde de ei ca să poți să mergi pe drumul cel bun. Eu totdeauna știu de 16 ani că am avut o țintă. Ținta era obținerea unui mandat de deputat, a unei de primar sau indiferent pentru ce puteam să candidez. Pe mine nu m-au blocat adversarii. Asta este culmea culmilor. Adversarii știam, îi aveam în față. Pericolul cel mai mare venea din interior.
Și aici, ascultându-vă emisiunea, vreau să fac o remarcă și să plec de la ce s-a întâmplat acum o lună și să vedem ceea ce se întâmplă în ultimii ani în politică. Din păcate, lideri cu notorietate și credibilitate mai mică decât a partidelor și decât a propriilor membri ajung să decidă soarta unor oameni de bună credință și asta este cea mai mare dezamăgire. Uitați-vă în fiecare statut al unui partid politic, spune în felul următor, decizia o ia forul colectiv, indiferent că vorbim de BPN, BPL, BPJ sau cum este numit. Ia să privim la alegerile locale, haideți să privim cum a fost desemnat primul ministru, această doamnă pe care nici nu pot să, căreia nu pot să-i pronunț numele, da? Dragnea a venit și a spus, este propunerea mea. Nimeni în țara asta n-ar trebui la un moment dat să depășească acel statut al partidului politic. Adică, eu sincer, am avut, când l-am văzut și pe Liviu Dragnea, am avut un mare regret al faptului că forul acela de decizie, că e vorba de PSD, că e vorba de alte formațiuni, nu se întrunește sau nu este ascultat atunci când se iau decizii de nivel politic. Și nu trebuie să ne așteptăm la populație să ne respecte atât timp cât noi, în propriul nostru partid, nu procedăm în mod democratic. De ce ar trebui să mă respecte cel din stradă în momentul în care eu vin și impun de foarte multe ori candidatul la prim-ministru, candidatul la parlamentare, candidatul la legile locale și atunci după alegeri venim și avem puterea să spunem, dom'le, suntem dezamăgiți de rezultat, vinovații sunt în altă parte. Nu, întotdeauna vinovatul este la tine. Da. La tine, prin modul în care ai făcut sau ai stabilit candidatul pentru alegerile respective. De ce ne-ai ascultat strada? Vis-a-vis de afirmațiile pe care le-ați făcut pe acest segment, vă întreb și eu, dumneavoastră, la PNL ați ieșit clar și răspicat cu versiunea următoare, îl susținem pe Dacian Cioloș premier. De ce nu a venit și baronul de Telorman să spună, susținem Sevil și Aide prim-ministru? Exact. Nu mai lua atunci nici 10%. Întreb, nu știu, să vedem ce scor lua atunci. Mi-aduc aminte toată campania care s-a dus pe ideea că Cioloș nu candidează. Vă aduceți aminte, se spunea, premierul Cioloș nu candidează. Păi, această doamnă care a fost propusă a candidat cumva și nu știu eu? Nu, dar de ce a venit omul de la Turnul Măgurele să spună, o susținem pe Sevil și Aide prim-ministru pentru România? Sunt curios ce rezultat lua atunci. Nu, domnule, e o altă problemă pe care la fel vreau să o transmit. Eu mă așteptam măcar cu o jumătate de oră înainte de a fi transmisă propunerea președintelui României ca domnul Dragnea să fi întrunit Comitetul Național, Biroul Național, indiferent cum era forul de decizie în Partidul Social Democrat și măcar să-i fi întrebat. Faraonul nu se consultă cu supușii. Din păcate, asta este marea problemă a politicii românești. E adevărat că se ajunge până la o astfel de situație, de denumire a unei persoane de către un singur lider, de către un singur președinte. Problema se duce până jos, până la nivelul cel mai mic, până la nivelul fiecărui partid. Și de-aia v-am urmărit cu mare drag și nu vreau neapărat și în această seară sfântă să fac declarații de natură politică, însă eu am trecut printr-un an greu, personal, și mi-aș dori ca liderii politici să înțeleagă că politica, până la urmă, trebuie făcută pentru oameni, pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să ții cont de părerea oamenilor, nu numai să-i întrebi de ce nu au fost alături de tine după ce ai desemnat candidat. Domn Marcel, două secunde, vreau să vă pun și o întrebare. Pentru că foarte multă lume spune prin Radio Șansa, așa, prin Târgu Jiu, că dumneavoastră ați făcut blat cu PSD-ul. Recunoașteți că dumneavoastră ați fost nominalizat ca candidat la primăria Târgu Jiu până în ultimul moment de PNL? Da. Da. Și v-am azilit în ultimul moment? E, aveți curajul să spuneți? Lucruri. Da, așa este. Și trebuie să vă recunosc, sunt oameni în momentul de față în Partidul Național Liberal care la un moment dat știu mai mult în acea perioadă. Știți foarte bine că eu sondajul am aflat, sondajul făcut în Partidul Național Liberal și plătit
de către cei 5 candidați, am aflat pe data de 7 iunie, da. Adică la 2 zile după alegeri. Categoric, da. Corect. Cine a făcut, cine a făcut jocul ăsta murdar, domnul Marcel? Nu domnul șeful dumneavoastră de partid? Of, sunt multe lucruri de spus. Domnul Marcel, dar de ce să nu spunem lucrurile astea? Pentru că uitați și în teritoriu, a făcut numai jocuri murdare. Păi lumea vede, domnule. Adică faci alianță cu PSD-ul la nivelul comunelor. Păi lumea nu vede lucrul ăsta. Sunt foarte multe greșeli care s-au... Ce n-ai, multe greșeli. Sunt foarte multe greșeli. Eu știu că dumneavoastră n-ați vrut să intrați niciodată în mocirile astea politicii. Ați fost un om mai finuț, așa, mai... Dar te-ai spuse lucrurilor pe nume, că dacă nu le spune pe nume, persistă în continuare și noi ne ducem la fund. Domnul Belger, ați văzut de atâtea ori, în momentul în care pui foarte multe lucruri, știu, pe care le gândești, pe pielea mea, a doua zi ești afară, că e vorba de post de televiziune, că e vorba de partid politic, te asumi un anumit risc. Din păcate, în momentul de fapt, adevărul spus tranșant într-o formațiune politică înseamnă eliminarea. Nu înseamnă... Eu mi-am asumat riscul din... Eu am fost la toate partidele și m-au dat afară. Ei, aici nu m-au mai dat. Sunt de acord, dar trebuie cu adevărat la un moment dat să funcționeze mecanismul democratic în fiecare partid și corect, să fim ascultați, să fim lăsați să ne spunem punctul de vedere, pentru că ne întrebăm degeaba după fiecare tur de alegeri de ce nu câștigăm, de ce n-am scos parlamentari, de ce n-am scos primari, de ce n-am scos consilier local sau consilier județeni, pentru că tocmai asta se întâmplă. Îți închid gura atunci când ai ceva de spus și după aceea te trag la răspundere pentru rezultatul pe care nu, care nu a depins de tine, care nu a depins de tine în mod direct. E o cârdășie între șefii de la județ, de la partide. Mă credeți? O știți foarte bine, domnul Belger. O știți foarte bine. Degeaba ne luptăm noi din teritoriu, că cărțile se fac la vârf. Un mesaj pentru telespectatorii noștri, domnul Marcel Romanescu, vă rog. Vă ascult. Nu am înțeles întrebarea. Un mesaj pentru telespectatorii Tele3. Pentru telespectatorii Tele3? Da. Pentru tot județul. Sau pentru tot județul. Pentru... Un mesaj? Un mesaj cu aho sau cu... N-am auzit. Un mesaj de sărbători pentru tot județul. Ce să le transmit? În primul rând, așa cum le transmit tuturor prietenilor mei, le doresc să le dea Dumnezeu anul viitor ceea ce îmi doresc pentru mine, pentru că este cel mai frumos mesaj pe care l-am auzit vreodată în viața mea de la cineva. Deci să le dea Dumnezeu în primul rând sănătate, că dacă vor avea sănătate, sunt convins că toate celelalte vin de la tine cu greu, dar dacă e sănătos, lucrurile pot să meargă înainte. În condițiile în care nu ai sănătate, din sănătate și speranță, măcar să putem să trăim cu speranța unui viitor mai bun și, cum să vă spun, a unei linii pe care, corecte, pe care trebuie să o urmeze societatea noastră gorjenească. Mulțumim frumos pentru intervenția noastră telefonică, domnul Belger, vă rog. Sănătate, domnul Marcel. Repetați întrebarea, domnul. Dumneavoastră, ce comentarii doreți să faceți pe marginea afirmațiilor făcute de domnul Marcel Romanescu? Da, domnul Marcel Romanescu e un băiat finuț, așa. Nu e un om care să arunce cu noroi în nimeni, chiar dacă i-a făcut mulți i-au făcut rău. Foarte mulți i-au făcut rău, dar eu sper să-i ajute bunul Dumnezeu să ajungă acolo unde își dorește. Pentru că l-au mâncat cei din partid. Cei din partid. Și de ce să nu spun? Deci, domnul Vâlceanu i-a promis până în ultimul moment că îl va pune primar. Îl va pune candidat la primărie. Însă l-a mazilit în ultimul moment. Și atunci, ce să mai crede despre acest om? Sincer, acest om este groparul PNL-ului și Dian Popescu. Și Tudor Barbu. Acum, Tudorică, gata. Exact. Să se supere pe mine, nu mă interesează. Dar trebuie să spunem lucrurile pe nume. Și oamenii de la țară, din teritoriu, bă, văd foarte clar că acum nu mai sunt din ăștia cu obloane la ochi. Văd și ei pe media, prin ziare. Bă, stai puțin, dacă PNL-ul este în opoziție și PSD-ul e la putere, cum faci tu, mă, la țară o combinație cu PNL-PSD?
Cum să faci lucrul ăsta? Să loftice pe Leonida Belger. Exact, asta exact, ca să-și bate joc de comuna mea. S-a alăturat și colegul nostru din presă, Narcis Daju. Salut, Narcis, bine ai venit. Bună seara. În primul rând, vă urez și vouă și telespectatorilor Tele3 multă sănătate. Mulțumesc, la un an mai bun. Și înainte de toate să nu cedăm. Urmează 4 ani foarte grei. PSD-ul va tăia și va spânzura în Gorj mai adițir ca până acum, pentru că nu îi se mai opune nimeni în plan politic, date fiind rezultatele catastrofale scoase de opoziție pe 11 decembrie. Asta s-a vrut. Nu știu dacă asta s-a vrut. S-a vrut ca Dan Vâlceanu să fie ales deputat și asta s-a întâmplat. Da. Apoi, aș vrea să-l rog pe domnul Marcel Romanescu, care a fost adinaur în direct, când are dumnealui timp, să participe la o emisiune televizată cu mine, la ce televiziune vrea dânsul, cu ce moderator vrea, pentru că eu cred că trebuie să oprim minciuna. Minciuna care se vehiculează în spațiu public este principala cauză a nămolului în care ne aflăm cu toți. Și o să și argumentez. Vineri, citesc pe Radio Infinit declarația domnului Marcel Romanescu, care spune răspicat că domnul Dan Vâlceanu trebuie și merită să rămână președinte la PNL Gorj. Principalul partid de opoziție din Gorj a scos un singur parlamentar, iar PSD-ul a scos 5. N-am avut niciun fel de analiză în PNL după 11 decembrie. Am avut o demisie la Tineret. Ne amintim că Roberta și-a dat demisia și a mai avut un singur primar, Poparu de la Sadu, care a spus că nu e normal ce se întâmplă și că e totuși nevoie de o analiză. Multă lume aștepta un semnal de normalitate și de la Marcel Romanescu, dar Marcel Romanescu s-a dat cu stăpânirea și a spus că Dan Vâlceanu e bun, frumos și trebuie să rămână acolo, președinte. Iartă-mă, imediat îl dădea afară din partid. Crede-mă ce spun acest. Orice ar fi spus, da. Deci a fost forțat să facă această declarație? Eu sunt convins că da. Păi și Narcis, da, ce mai caută? Narcis, te rog frumos, nu uita când am avut pe Dorel Chirita. În viața politică Narcis, din Gorj, care rog, răspunde uita, la comenzile lui Vâlceanu. Am muncit prea mult. A fost Dorel Chirițescu, domnul profesor, a fost profesor universitar, să nu uită la Universitatea Constantin Brâncuș, și după ce a afirmat într-un dialog cu tine că îl consideră pe Victor Ponta mai bun decât Klaus Iohannis, să nu uităm că imediat a doua zi Dan Vâlceanu l-a radiat efectiv de pe listele PNL. În baza redată. Bun, exact. Eu îl rog într-un mod cât se poate de civilizat pe Romanescu să confirme dacă a fost forțat să spună că Vâlceanu merită să rămână președinte sau dacă a spus-o din capul lui. Apoi, aș vrea să fac o scurtă retrospectivă. Am avut în PNL Gorj o precampanie de 6 luni în care mai mulți liberali s-au bătut să obțină poziția de candidat la primăria Târgu Jiu. În toată acea perioadă, Romanescu a refuzat să facă măcar o singură declarație anticârciumare, spunând că va recurge la așa zise atacuri doar după ce va fi desemnat candidat. După părerea mea, e principalul motiv pentru care Romanescu n-a fost desemnat candidat de către Barbu și Vâlceanu. Mai mult decât atât, după ce n-a fost desemnat candidat, îmi amintesc că persoane vizibile din staful domnului Romanescu, și mă refer la Rotaru, care a intrat în PNL Gorj promițându-i se că va fi viceprimar, viceprimarului Romanescu. Mă refer la Edi Lădaru, care a fost la fel membru marcant în echipa lui Romanescu, și mă refer la Nicu State, șeful de campanie al Romanescu. Toți acești trei politicieni s-au dus și au candidat împotriva lui Cârciumaru. A doua zi după ce i s-a refuzat candidatura lui Romanescu. În acest fel, Romanescu, prin oamenii lui, a divizat voturile. Ajungându-se pe o prestație catastrofală în campanie a lui Lupulescu, ca Lupulescu să adune sub 5% din numărul total de voturi. După alegerile locale din iunie, la fel n-am avut niciun fel de analiză în PNL Gorj, la fel Romanescu n-a spus nimic și într-o joi seara, Barbu și Vâlceanu
au ridicat în picioare în fața a peste 100 de liberali pe Banța și pe Ozan și au zis, vă, marși acasă, voi sunteți vinovați. 100 de liberali au votat ca cei doi să fie scuși din partid în situația în care nu demisionează din pozițiile de consilieri județeni, lucru asupra căreia s-a revenit după 4 zile. Vâlceanu a zis că acel vot a fost o glumă și l-a luat comanda. Și nimeni n-a mai comentat. Mai departe, Vâlceanu îl nominalizează pe Romanescu, președinte la PNL Târgu Jiu, o poziție importantă, pentru că opoziția așa cel mai mult din Târgu Jiu, normal, Narcis, cel mai mare număr asta, de votare. Dar asta, în același timp, pe scurt, îl demobilizează pe Romanescu, punându-l pe poziția a treia pe lista pentru deputați. Practic, în clipa aia, Vâlceanu a recunoscut că el pune cruce Partidul Național Liberal, că nu-l interesează soarta, evoluția și dizertația asta politică, Narcis, PNL-ul, rog, după ce se va alege el deputat. Te rog, Narcis, dizertația asta politică, hai să o lăsăm pentru anul viitor. Un mesaj pentru telespectatorii noștri, că mai avem un pic și anul nou bate la ușă. Bun, ideea este că trebuie să ne oprim din minciuni și să ne facem ordine în viața publică. Da? Eu încă o dată rog pe Romanescu să vină când vrea domnia sa. Gata, am înțeles. La o discuție televizată cu mine, pentru că trebuie clarificate niște lucruri. Nu putem să mințim la nesfârșit oamenii. Mulțumesc pentru... Mulțumesc pentru intervenția ta telefonică. Narcis, un mesaj și tu, Leo Berger, te rog, este pe finalul emisiunii. Oricum, Narcis trebuie să înțeleagă un lucru. Marcel Romanescu, încă o dată, el e un fel de tehnocrat. Nu-i... Un mesaj pentru telespectatori, lasă dizertațiile politice pentru data viitoare, te rog. Nu, dar vreau să spun, el n-a vrut să intre în mocirile astea, clar. 3, 2, dar... 1... Vreau să mulțumesc din suflet celor de la Motruse care ne-au așteptat cu atâta bucurie sâmbătă, domnul Gârbui și domnul Sorin Matefi, le mulțumesc din suflet că au fost alături de noi. Și dragii mei, anul care vine, se termină emisiunea, gata, nu? Pe scurt, da, 30 anul, de secunde. Anul care deja vine, se termină de 2 minute. Anul care vine, bunul Dumnezeu, să vă dea sănătate și să gândim puțin mai matur la viitorul nostru. Asta mulțumesc pentru dori. Participare din această seară. La mulți ani. Mulțumesc și noastră, spectatori, că sunteți care fiecare dată lângă Tele 3, a 4-a putere, băieții buni. Să nu ar fi, vă spun o seară plăcută, rămâneți lângă noi pentru că aveți ce vedea, singura televiziune liberă și independentă din județul Gorj. Să sperăm că ne vom menține pe baricade și la anul la fel. Noi ne revedem mâine la ore 19. La revedere, o seară plăcută.